Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. După cum știți foarte bine, la un moment dat personal eram entuziasmat, exaltat și pronunțam cuvântul promovare când cel la Rapid CFR, conștienți de ce au în curte, se fereau să pronunțe acest cuvânt. Uite că, așa cum nu cred că își dorea niciun suporter din Suceava, totul s-a dărâmat așa ca un castel de nisip. Îmi fac mea culpa că am crezut mult în această promovare, în șansa de a promova. Bineînțeles că îmi păstram și eu o doză de scepticism, dar mă gândeam că cu puțin heirup se mai poate întâmpla câte ceva. Din nefericire, după cum știți foarte bine, Rapid CFR-ul a intrat într-un vârtej al rezultatelor negative și constatăm din ultimele 9 jocuri, titra parcă astăzi monitorul de Suceava, din 9 jocuri, 8 înfrângeri pentru echipa suceveană. Bineînțeles, față de ceea ce se întâmpla în turul de campionat, s-a modificat substanțial lotul echipei, practic din jucătorii care erau atunci puțin mai sunt acum măcar în lotul echipei, în lotul lărgit, adunând aici jucătorii care sunt în covalescență sau accidentați, drept pentru care suntem în momentul de față într-o situație în care practic tocmai bine nu stăm. Bine, suntem în partea superioară a clasamentului, așadar luptam sau am intrat în acest play-off pentru a promova, totul s-a năruit destul de repede și în momentul de față mai avem de jucat vreo 4 etape, în titlu n-a încăput acolo cât aș fi vrut eu să scriem, avem vreo 4 etape, practic discutăm de 4 amicaluri de lux, ca să spunem așa, cu niște echipe, dar în condițiile în care nu stăm bine la capitolul lot. Mai mult decât atât, salut pe această cale inițiativa suporterilor de a atrage atenția autorităților vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu sportul sucevean. Din păcate, n-am putut să fiu alături de ei în acel moment. Cred că aș fi fost cu dragă inimă în mijlocul lor. Pentru că eu cred că e normal ca în condițiile date, în situația în care se află societatea românească, ca autoritățile locale să înțeleagă, să sprijine orice activitate sportivă. Bun, ca de obicei am doi oameni de la Rapid CFR Suceava care niciodată nu s-au dat la o parte, nici când a fost bine, nici când a fost greu. Alături de mine se află antrenorul echipei, Bogdan Tudoreanu. Bună seara, bine ați venit alături de noi. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara. Și nu în cele din urmă, un jucător emblematic pentru Suceava, Dorin Semeghin. Bună seara, bine ai venit alături. Bună seara. Mulțumesc din suflet că n-ai venit imediat după operație, pentru că îmi speriai telespectatorii la cum ai arătat. Veneam și atunci, da. Știu, dar chiar nu puteam să te pun eu într-o dificultate sporită, într-o perioadă de convalescență. Pentru cei care nu știu ce s-a întâmplat, în timpul unui meci ulterior cu Cântec, cum au scris mai multe ziare, meci care, dragă Doamne, cine știe ce s-ar fi întâmplat la Suceava, că nu știu ce plat ordinar s-a petrecut, lucru de altfel dovedit de poliția română, nu mai departe de săptămâna trecută, când a înaintat o adresă către clubul Rapid CFR, cum că absolut nimic suspect la casele de pariuri nu s-a petrecut la respectivul meci. La capătul acelui meci cu Cântec, în care am reușit să întoarcem scorul, să câștigăm cu 3-2, culmea, exact cum a fost și în meciul tur, la duș, deci la dușul de după meci, lui Dorin i s-a făcut rău, a căzut, a fost deplasat de urgență la spital și la nici 2-3 zile operat, adică au avut ce umbla înăuntru. Hai, povestește-ne puțin vis-a-vis de acest aspect, pentru că eu personal, chit că tot așa n-am să fiu de acord 100% cu ceea ce spuneți voi în seara asta, dar eu unul personal consider că dacă echipa este în situația în care este acum, e și din cauza faptului că tu nu poți fi pe teren.
Cum am mai spus... Deci mai spune o dată, da. Frumos. Am mai spus peste... Deci a fost meciul cu Berceniu, cred că acum știe fiecare. A fost o ieșire a lui Roheschi, m-a lovit în stomac. Am jucat tot meciul, când m-am dus la duș, mi s-a făcut rău. Nu fi așa, stai, te-a mai lovit unul, am văzut eu cu ochișorii la centru teren. La sfârșitul meciului m-a mai lovit. Dar eram în timpul meciului, nu am simțit atunci durerea. După meci, chiar înainte, deci când s-a terminat meciul, când eram București, m-am dus la galerie, am salutat galeria, tot. Am zis că sunt bine, nu simțeam nimic, nicio durere. Și m-am dus, am făcut duș și când am venit de la duș mi s-a făcut rău și m-am dus cu domnul doctor Schechter la spital. La spital m-am dus, am făcut tomograf exact sâmbătă după meci când am ajuns, n-a fost concludent. Am făcut tomograful, mi-a zis domnul doctor care mi-a făcut tomograf, nu e nimic grav, luni o să pot să plece acasă. Am stat sâmbătă seară, duminică, luni, marți și merg, marți seară mi-a fost foarte rău. Am sunat-o pe soție, nu știu cât era ora, cred că 3-4 dimineața și am zis că vomit, că nu știu ce dau din gură. Și era infecția din corp. Am stat 3 zile și mi s-a infectat, am avut infecții în corp. Și când am văzut, a doua zi a venit dimineața, miercuri dimineața, a venit soția, s-a dus, a vorbit cu doctorul, i-a povestit tot ce, cum i-am spus eu. Și miercuri dimineața am mai făcut un tomograf și la tomograf mi-a zis domnul doctor că în 10 minute la operație, că e foarte grav. În 10 minute m-a băgat la operație, când m-a dus la operație mi-a zis domnul doctor că durează 40 de minute operația și a durat 4 ore aproape operația. Și am avut intestinul perforat și din că am avut infecții în corp, am dat în peritonit generalizat. Da. Ți-a și era glonțul pe la urechi, din ce înțeleg. Da, că eu, soția a sunat, vreau să plec pe la Iași, pe la Târgu Mureș. Și doctorul, când a văzut acolo ce e, că e foarte grav, a zis că nu sunt transportabil și nu am mai putut să plec. Și am rămas la ceva și m-a operat. Dar m-a operat cu succes și chiar... Vreau să-i mulțumesc domnul doctor Axinte Adrian că a pus suflet cum ar veni și eu zic că sunt spre bine și pe dacă din vară... Îmi închipui eu orice medic, dar într-adevăr și aceste investigații non-invazive cum e tomograful, da. Sunt ok, îți pot da ceva, dar până nu intră acolo înăuntru să vadă ce e... E cam complicat să se poată pronunța. Când după ce m-a operat, chiar am stat de vorbă, că mai venea prin salon și mi-a zis că, cum a spus și dumneavoastră, mi-a trecut glonțul pe la urechi. Da. Și era, cum să spun, cred că nu putem găsi cuvinte să calificăm lucrul ăsta, cu atât mai mult cât cel puțin în meciul ăla ai fost ca de obicei, cum te știu, unul dintre motoarele echipei și ai crezut până în ultimul moment, drept pentru care am și întors rezultatul. Ei, da. Eu de la momentul respectiv, îți spun sincer, cred că s-a mai rupt și ultima noastră speranță pe care o mai aveam, dacă nu, într-o promovare, măcar într-o comportare mai onorantă, nu că ar fi ceea ce se întâmplă acum dezonorant, nu. Atât doar că acum e un pic complicat, iar seria de rezultate, cred că putem găsi mai multe explicații care sunt cât se poate de logice și pertinente. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că la meciul cu voluntariul acasă, arbitrii nu, că 5% pentru oaspeți, dar atât timp cât scoți mingea din careu, da, la o lovitură evidentă la 11 metri și eliminare care trebuia să beneficiem noi. Meciul ăla spune, spre exemplu, Bogdan Tudoreanu că a fost un meci care iarăși și-a rupt. Pentru că, clar, la meciul ăla, cu oamenii pe care aveam, totuși am fost peste voluntari. Cel puțin asta a fost impresia generală. Mai mult decât atât, bun, mai avem și noi și alte dezamăgiri, adică dacă l-am pierdut pe Marius Matei, ne așteptam la mult mai mult de la
de la Stamicu. Alex, da? Buziuf. Da, de la, așteptam, adică, bun, asta nu înseamnă că cineva e supărat că n-a reușit să, să-l suplinească pe... să-l suplinească pe, pe Marius Mandrei, nu să se impună. Asta e altă poveste. Până la urmă, știm foarte bine că o promovare se pregătește cu ceva vreme înainte, cu un lot serios și cu, cu bani bine chivernisiți. Asta e cât se poate declara. Ori în momentul în care vin toate, toate necazurile peste tine, cam e o problemă. De ce zici tu că sau, bun, asta discutam înainte de a începe emisiunea, de ce zici tu că la meciul ăla cumva s-a mai rupt și ceea ce mai era de rupt? Pentru că așa văd eu lucrurile de la acel meci, deci de la meciul cu Voluntariu, cred că a început declinul nostru, să zic așa. Păi dacă... Da. Păi, de ce? Pentru că până la acel meci, chiar dacă financiar n-am stat foarte bine. Deci, cei care spuneau la început și de fiecare dată când a fost și la tine la emisiune, niciodată n-am vrut să mă pronunț în privința promovării. Nu, că chiar mă corectai de fiecare dată și momentul, spuneam, lasă-mă pe mine să îmi fac eu speranță. În momentul când te pornești și vrei să promovezi, trebuie să fii, cum să zic, realist în ceea ce faci și să ai cu ce faci. Da? Deci cu bugetul pe care l-am avut, pentru că până una alta, totul se rezumă la bani. Până la sfârșit, contează foarte mult bani. Și din toate punctele de vedere. Și ținând cont de faptul de ce buget aveam la începutul anului și ce am discutat noi, între noi, conducătorii clubului, cu noi, cu antrenorii, cu băieți, și eram conștienți că era aproape imposibil să poți să te bați cu echipe cum însă Academica și Voluntariul sau cum era atunci Săgeata Navodari, care aveau niște bugete imense, aveau loturi. De câte ori mai mare bugetul lor comparativ cu bugetul pe care l-avem? Nu știu, cel măcar de 4 ori. Deci din informațiile care le avem noi sau care le am eu, deci la Săgeata salariile lunare erau în jur de 60.000 de euro. Salariul lunar. Eu pentru toți angajații da? Clubului. La Academica în jur de 70 și la cei de la Voluntari peste 70 și în jur de 75.000 de euro. Cam astea erau salariile lunare la ei. Da. Deci nu mai punem cu tot staful. Corect. Și cu toți angajații clubului. Nu mai punem organizarea jocurilor sau alte cheltuieli care apar. Da. Și atunci, în momentul când stai și vezi ce buget ai tu și ce buget au ei și ce... Nu știu dacă știți, în pauza competițională, înainte să-l transfere pe Matei, au fost în discuții cu Marius Nicolae. Da? Și la fel, din informațiile pe care le am eu, au vrut să-i ofere un salariu de 8.000 de euro lunar. Da? Lui Marius, da. Nicolae. Și atunci... Cam despre ce vorbim, da. Păi... Și da, cu toate, deci, astea, toate astea, da, noi am reușit. Noi în turul de campionat am avut o singură centură până în apropierea încheierii campionatului regulat, da, fără a ajunge la play-out, play-off. Aveam o singură înfrângere suferită pe un tur, aș zice eu, fascinant ca rezultat. Adică, și atenție, când spun asta, aveam doar 2 sau 3 jucători din altă parte. Era Claudiu Velescu, care era mai e sucevean, da? Da, nu mai pune. Da, era Matei. Era Marius Matei și Marinković. Da, Apostol, bun, Marinković nu e de azi, da, de ieri. Da. Apostol și Sfrijan. Deci, bun, da, aveam restul jucătorilor, baza de aici, cu Roiu, cu Seme, cu Bălan, cu foarte Negru și așa mai departe. Adică aveam o echipă de sucevene, așa cum îmi place mie, da? Aveam rezultate foarte bune, eram acolo locul 2, maxim locul 3, da? Adică băteam ceea ce făceau alții ca investiți și așa mai departe. Și toate lucrurile mergeau. Eu cred că eram cumva îndreptățit să spun ceea ce spuneam. Adică dacă nu se strica jucărica, cam, eu zic că nu am fi avut. Dar numai între tur și retur, mi-aduc aminte, la ultimul meci de pregătiri, înaintea prima etapă din retur, da? Sau mai bine zis, prima etapă din această primăvară, s-a accidentat Velescu. Deci a plecat Marius Matei,
ok. Da. Cerlinc. Imediat după aia s-a... Da, Cerlinc la Rapid București. Și imediat după s-a accidentat și Velescu. Deci, dintr-o dată, de unde aveai o pierdere, Marius Matei, care era cumva logică, era un jucător pe care era destul de greu să-l ții fără să-i oferi bani. Și noi n-aveam de unde să-i oferim bani, asta e clar, din ce știu. Păi, un jucător îți venea buzuc, adică era... Din motive financiare a plecat Marius Matei, pentru că dacă noi, promisiunile care le-au avut din partea celor de la voluntari, noi nu puteam să le... Vă dați seama, nici... Eu zic așa, dacă a avut 8.000 pentru Marius Nicolae, cred că l-au ispitit măcar cu 4.000. Nu știu suma exactă, dar vă spun că a primit bani mulți. Eu vorbeam cu el, deci până la urmă și pe Matei, dar eu l-am adus aici. Eu l-am cerut în pauza competițională. A luat președintele legătura cu el și am reușit să-l aducem. L-am dorit pentru că știam, mi-a plăcut de el, un jucător bun. Și n-am putut, practic. Deci, cât a fost pauza competițională, în pauza de iarnă, vorbeam de 3 ori pe zi cu el la telefon. Și am încercat în toate modurile să-l lămuresc, să rămână. Nu s-a putut din motive financiare, v-am zis. Deci oferta lor a fost foarte tentantă. Noi am avut o discuție cu el la începutul, în momentul când a sosit la Suceava. Discuția noastră a fost că în cazul în care își găsește echipă, la fel cum vine liber și fără pretenții, bani la semnătură, să mai știu, știți cum se fac contractul, acum să îi dăm drum, și noi am fost de acord. Jucătorii noștri sunt oameni de cuvânt, până la urmă. Da, la o chestie fair play, răspuns cu o chestie fair play, adică a venit omul, cât a fost aici, așa a făcut de plin datoria. Sigur că da, și ținând cont că avea omul și vârstă, oferta a fost tentantă pentru el. Da, bun. Toate că noi nu ne-am dorit nicio clipă că Marius să plece. Da, asta e că se poate clar, dar cum să spun, și cer la voluntari, au aplicat o dublă strategie. Da? Da. Noi ce-a fost? Și-au asigurat serviciile unui jucător bun și doi au slăbit una din contracandidate. Da, repet, atunci, în pauza competițională, a venit și Buziuc. Păi, asta trebuie să... De-aia v-am zis că noi care și cam toată lumea care a fost în fenomen și se pricepe și știe despre ce este vorba, nu poți să faci așa un plan, să zici dintr-o dată, după ce câștigi câteva jocuri, să te trezești, gata, vreau să promovez. Pentru că la un moment dat... E o mare greșeală. Și noi Suceava am mai trecut prin chestia asta. Sigur. Iar cei care sunt oameni de fotbal știu despre ce este vorba și știu că este foarte greu să promovezi cu un asemenea buget. Și condițiile care... O problemă foarte mare la noi, cel puțin, poate acum că se termină terenul la sintetic, poate vom putea avea o colaborare cu cei de la LPS și se vor putea face... Să lase echipa să antreneze totuși, da. Sigur, altfel e o mare problemă pe perioada asta de iarnă să face antrenamente, cel puțin la noi. Nu putem să ne permitem să mergem în Antalya, cum au fost ei, și academica și voluntari. Au fost în pregătirea de iarnă în Antalya. Noi nu ne permitem. Semeni, știi cum ne-am antrenat și pe unde. O zi la balon, o zi la Sagra, una la Vițcani, una la... Dar nu mare ca să te poți și antrena. Nu poți să faci practic nimic, adică să lucrezi ceva constructiv, e foarte greu. Și cred că și alți antrenori care au fost pe aici știu despre ce vorbesc și știu care e situația. Lucru bun care l-am făcut noi în turul de campionat, v-am zis, am făcut un lot bun cu marea majoritate jucători din Suceava. Și de aia v-am zis, am făcut un lot bun și rezultatele au fost pe măsură. Plus, ce am avut față de returul ăsta de campionat când nu avem rezultate, e perioada de vară când poți să te antrenezi oriunde, da? E mai ușor să găsești terenul de antrenament. E vara, e altceva, am putut lucra mult pe areni. Plus că partea financiară a fost, n-am avut absolut deloc probleme în turul de campionat. Acum, știți cum e, la începutul anului, ținând cont că banii de la primărie vin mai greu, adică spre sfârșitul lunii aprilie de obicei, acum s-a întârziat mai mult, dar sper să se rezolve. Vă dați seama, din moment ce s-a terminat și cu meciul ăla cu voluntariul, în momentul când
adică ei ar mai fi fost motivați cu promovarea. Știți, da, că ne batem la promovare, că eram acolo aproape, la 4 puncte, la 7 puncte, hai să-i batem, hai să... În momentul când s-a terminat, pentru că dacă să ne gândim, de exemplu, la meciul cu Bacău, da? Tot care l-am jucat fără semne. E clar, deci prima problemă în care nu sunt rezultate în perioada asta, o consider eu că sunt accidentările astea. Multe. Care foarte sunt multe. Da. Păi, hai să luăm punctual. Deci cu plecări în clar, am avut două plecări, da? Cerlinca și Matei. Și da? Matei. Față de turul de campionat. Cerlinca Rapid București, Matei la echipa care promovează, da? Noi față de 5 practic. Da? Stai să vedem. Deci haideți. Seme a jucat meci cu Berceniu și acolo se termina pentru. Da? Da. Deci Velescu n-a jucat deloc, Sfrijan n-a jucat deloc. Velescu accidentat, da, nu în altă parte, pe terenul de antrenament, la ultimul meci amical. Velescu cu Pojorâta. Velescu accidentat, Semi accidentat, Sfrijan accidentat, Răzvan la fel accidentat. Plus cei doi plecați, mai apoi a apărut și multe accidentări a lui Plecanciuc, care mai mult a stat pe bancă, pe bar, așa să zic, din cauza accidentărilor decât a jucat. Vă dați seama, mai mult de jumătate de echipă față de ce era în turul de campionat. Fără Matei, fără Cerlinca. Unii jucători, zic eu, că sunt poate și puțin obosiți, pentru că i-am folosit joc meci de meci. Dacă stăm acum, v-am zis, semnul a fost lunea trecută, aveam 11 la antrenament, din care 2 erau portari. Am mai plecat și Rovieții. Stai. Săptămâna trecută, 11 jucători. Da, am fost și eu la antrenament. În fiecare săptămână mai merg, mai trec și eu pe la băieți și când am ajuns acolo am crezut că suntem echipă de handbal. Serios, era 11. Adică bine, era la antrenament, dar am făcut alergări ușoare pentru că fiecare avea câte ceva. Au fost, de exemplu, la meciul la Bacău, nu l-am avut pe Savaș pe mici. Apoi a apărut accidentarea lui Plecanciuc la Bacău și lui Gheorghe Ciuc, care nici nu l-am putut folosi acum în meciul de... Și v-am zis, una peste iată, dar, v-am zis, eu zic că principalul vinovat sunt eu pentru toate rezultatele astea și nu vreau să mă feresc niciodată și nici n-am să fac vreodată să mă feresc de lucrurile astea negative. Eu cred că n-am știut să gestionez bine situația după meciul cu Voluntariu. De-aia chiar după, cred că după meciul cu Buzău, da, am jucat la Buzău, apoi după meciul cu Buzău acasă am fost la Gabi și am vorbit cu domnul Moldovan, i-a zis dacă e cazul să aducă pe altcineva care poate să ducă campionatul până la sfârșit, mi-au zis că pentru că am simțit că nu mai e motivație și nu mai au motivație practic. Și mie mi-ar fi foarte ușor, mi-ar fi foarte ușor să-ți dau dreptate și să spun da, probabil că asta ar fi soluția, știi, e light motivul. Dar asta, chiar am vrut să nu credeți că... Dăm nu știu ce. Nu, eu spun, eu vreau să spun altceva. Nici într-un caz nu cred că ar fi corect față de sport, dacă nu de altceva, să ajungem la concluzia, și scopul acestei emisiuni e să spunem ce și cum s-a întâmplat din perspectiva noastră, din toate cele câte le știm. Dar mi se pare total incorrect să pice vina pe X, pe Y sau pe altceva. Trebuie să vedem exact cumul, factorii, toți cei care au contribuit la această stare, pentru că tot așa a fost un cumul de factori și la un moment dat eram cu șanse de promovare. Nu mă feresc să spun nici acum, nu m-am ferit nici atunci. Aveam șanse. Bineînțeles că ar fi trebuit un alt gen de emulație la echipă. Noi am avut exact pe inversul, ca să spunem așa, pentru că de aici din presa suceveană a plecat informația că meciul a fost blătuit. Da, și a fost scandalul. Da, și a urcat până la nivel de Pro Sport și așa mai departe, ce a mai fost Liga 2.ro, domne, blat că nu știu ce, că nu știu cum. A apărut foarte clar solicitarea clubului, iar poliția a verificat solicitând tuturor caselor de pariuri să furnizeze informații dacă, cât bani, ce și cum s-a tranzacționat pe respectivul meci, ori răspunsul a fost că se poate clar, negru pe alb, că nu a existat așa ceva.
Da? Sigur. Eu nu vreau să pice vina sau să pice vina într-o anumită parte a presei. Da. Sau, nu, dar sunt lucrurile în loc să fi contribuit. Păi, numai departe de acum o săptămână sau două, în Consiliul Local, nu s-a votat bugetul aferent echipe, așa cum a fost el gândit, adică tranșa care trebuia plătită, da. Pentru că tot așa s-au exprimat unii dintre consilieri, domnule, stai că e ceva necurat, numai pe vorbe, numai pe lucruri spuse, eu cred că nu o să putem să construim niciodată ceva ca lume. Să pice, cum zici tu acum, domnule, eu, Ted, în fața Consiliului de Administrație, în fața conducerii echipei, îți prezinți mandatul. Dar oamenii de aia de acolo care știu situația, dar ce fac? De ce să schimb ceva care a funcționat atâta timp cât totul a funcționat? Dacă s-a rupt și aici o rotiță, și aici o rotiță, și aici o rotiță și într-o dată s-a stricat tot, dau vina doar pe antrenor? Nu mi se pare corect. Nu, dar eu da. Consider. Și așa e normal și așa e la fotbal. Nu la noi la Suceava, la toate echipele. Nu, în momentul când nu ai rezultate, e primul vinovat e antrenor. Așa e la fotbal ăsta. De aia v-am zis, după meciul cu Buzău, când am văzut situația și sunt mai multe de spus care nu vreau să le spun aici. Deci sunt mai multe lucruri de spus și nu vreau să le spun. Dar în momentul când am văzut situația care este, am fost la gabi să nu creadă cineva că, Doamne ferește, nu vreau să plec eu de la echipa asta și mă înțeleg. Nu, am fost și am discutat, am zis, aduc gabi pe cineva și asta e situația. Nu, a început și nu se termină echipa cu mine. Zic că după cineva să continuă activitatea și cu avem noi clar și așa nu am bani. Și așa suntem cum suntem. Pentru ce să aduc? Mai ales că el știe situația reală de la club. Nu, a zis că continuăm așa până la vară. La vară vom trage linie și vom vedea cine acest, a făcut bine, ce a făcut bine. Acest tragem linie pe mine mă sperie foarte tare. Îți spun sincer. Pentru că la acest tragem linie poate să intervină și cu o soluție majoră sau să auzim că acei oameni care sunt implicați și care eu știu cu cât efort au susținut în momentele astea complicate pentru echipă și cu ce sacrificii, acești oameni pot să spună gata, nu mai fac, nu mai pot. Ori în momentul ăla s-ar putea să discutăm de încă o desființare a unei echipe la Suceava. Din păcate, nu vreau să pronunț acest cuvânt. Da, e posibil, dar eu zic că Gabi a pus prea mult suflet și prea mult bani la echipa asta ca să renunțe. Eu zic că va continua dacă cei din autoritățile vor înțelege să sprijine. Vor înțelege să sprijine echipa mai departe. Vreau să aflu și punctul tău de vedere, dar întâi luăm 2 minute de publicitate. Bine. Da, prima oară te-a întrerupt, după aia te-am întrerupt eu că venea publicitatea. Punctul tău de vedere. Discutăm de un punct de vedere. Da, din punctul meu de vedere, eu zic că nu e de vină Ted 100% pentru rezultatele băieților. În tur, când am avut o înfrângere, tot Ted era antrenor. Și nu puteți să spunem că ce s-a schimbat. Atât s-a schimbat că suntem mulți acum accidentați și s-a văzut la meci. Și zic, din punctul meu de vedere, băieții au intrat într-un blocaj psihic. Nu știu de ce. Că am fost și acum la meci, am stat în tribună, eram 6 care în tur am jucat titulari. Bă, eram eu, Plecanciuc, Velescu, Răzvan și era și Spătar, care a mai jucat și... N-a jucat chiar foarte multe, dar oricum era și... Era, domne, măcar l-aveai la antrenament, da? Iar într-un meci îl puteai băga acolo ultimele 5-6 minute pe un final. Asta vreau să zic, în tur a fost bine și plus acum în tur la fiecare săptămână, la o săptămână jumate vinea banii, dădea prima care câștigam la meciul din cursul săptămânii. Acum, ce pot să zic, acum din noiembrie n-a luat o primă, Marius. Și se... Fiecare ca jucător. Deci, voi ca salariile au fost achitate la zi. Salariile le-am avut la zi. Da, sunt mici salariile. Voi ați avut promise niște prime pentru punctele câștigate. Da. Zicea, tu ai 14, colegii au 18, nu? Da, eu, da, în pauză chiar am vorbit, eu am 14 puncte, că băieții au mai câștigat un meci, au făcut un egal. Asta sună parcă ar fi la permis, știi, cu eu am 14 puncte. Da, da. Așa e.
Dacă nici autoritățile nu au aprobat acum... Eu cred totuși că noi avem 9 meciuri din care am făcut un meci egal, 8 înfrângeri. Indiferent de situația financiară, măcar unul din meciuri trebuia să-l câștigăm, din punctul meu de vedere. Situația financiară e grea și prin alte părți, dar v-am zis, eu sunt principalul vinovat, v-am zis din prima, dar sunt... accidentările astea își spun cuvântul într-un mare fel. În primul rând că nu am jucătorii care au fost în tur. Mare parte din ei, erau titulari. Și în al doilea rând nu mai e concurență. În momentul când ai 11, 12, 15 la antrenament, 7-8 dintre ei știu că sâmbătă sunt titulari, nu mai e concurență. Și atunci vă dați seama, și antrenamentele sunt cum sunt, nu își mai dau interesul. Bun, și toate astea aduc la rezultatele astea proaste. Eu spun următorul lucru. În momentul în care, practic, în momentul de față, dar și la un anumit moment dat, mi-aduc aminte, nu mai țin minte ce jucători de la voluntari sau de la Academica. Când a venit aici la Suceava, a spus, doamne, nu e corect, nu e normal. Adică, în momentul de față, doar două echipe și-au depus dosarul de licențiere. Sistemul este... Sistemul e păcătos de păcătos. Stăm să ne gândim din momentul de față, da? Deci, practic, vorbeam în pauză. Noi, Bacău, Brăila și Buzău, da, am început play-off-ul ăsta, am început meciurile amicale, practic, pentru noi, da? Niciuna din echipe nu joacă pe prime de joc. Financiar stăm prost toate echipele, da? Toate. Deci jucăm practic meciuri amicale pe bani, da? Până la finalul sezonului. Acum, să zic, ultimele patru echipe joacă tot ambele serii. Ambele serii joacă jocuri amicale pe bani. A doua, sigur, aia-s promovat matematic. Matematic, vine, sâmbătă au promovat. Clar, și la noi voluntari sunt promovați. Deci practic se joacă jocuri, sunt patru etape de jocuri de, eu știu să zic, amicale, da. Plătite. Și mai v-am zis, în momentul când sunt echipele astea care nu au prime de joc, da? Când nu ai nici primă de joc, cam ce motivație ar putea avea băieți? Bun, eu nu cred că le cauți scuză. Nu, bă, e așa asta un motiv, dar v-am zis, în 9 meciuri trebuia să câștigăm și asta am discutat-o și indiferent cum. Deci să înțeleg că ești supărat. Clar că sunt supărat. În primul rând sunt supărat pe mine. Am zis că n-am știut să gestionez situația după meciul cu voluntarul și bineînțeles că au și eu parte din vină. E clar, au și eu parte din vină, dar asta rămâne să o discutăm între noi. Și... Seme, da? Roiu a plecat în Anglia. Când ai ieșit din spitalesc că te prind ce-ți fac eu sau ce? No. Dar nu am nimic cu Roiu. El n-a vrut să mă lovească. A fost o ieșire. Bun, a fost o ieșire. Deci, cred că a fost singura dată când Andrei Rohețchi a ieșit de pe linia porții. Și m-a lovit pe mine, da. Păi, Roiu e un portar de linia porții. Am vorbit cu el, a venit și la spital. Eu nu am, n-am nimic. A fost un ghinion. Putea să întâmple, mergeam pe stradă și mă loveam. Da. Așa a fost. Plus, la meciul ăla, Ted mi-a zis să stau la 16 metri, la respingere. Eu nu știu ce am căutat eu să mă duc cu Epaminon, dar Nicu să... Era 2-0 scorul și am zis că era lovitură periculoasă din partea dreaptă. Am zis să mă duc cu fundașul, cu Epaminon, dar să nu dea. Și m-am dus până ce m-am dus. Pe tine te și ajută fizicul, da. Adică da. A fost rău că nu știu cum... M-a prins Roiu exact cu fața la el. Și el a ieșit cu genunchiul și direct mi-a dat m-a prins așa. Poate dacă eram, îmi dădea într-o parte, m-a prins direct în... Doamne ferici, vreo coastă ruptă și... Da, asta e. Nu... De ce a plecat? Poftim? De ce a plecat Roiu? Roiu, da. De ce a plecat? Da. Păi zic că ai vorbit cu din el. Motive din motive financiare. Din motive financiare, da. Avea probleme cu bani, omul, adică probleme. Avea și el, fiecare, da. E greu, vă dați seama că e greu să trăiești. Eu zic că am vorbit cu el, a venit la spital și m-a întrebat de sănătate. Nu știu acum el de ce a plecat, că nu, asta nu știu. Motive financiare. Da. Eu nu, cel puțin am auzit la un moment dat și ceva de genul. Nu, da, avea și omul ăsta rată de plătit și n-avea bani să-și plătească rata. Asta nu știu.
Poate așa. Așa e. Da. Din motive financiare plecat. Nu s-a alt motiv nu are. Dacă era și la noi situația cum a fost în turul de campionat, da, fiți sigur că nu pleca, pentru că vreau să un jucător bun, ei își plăcea ceea ce făcea. Și cum să spun, adică omul ăsta era bine mers la un moment dat, ajunsese la Dorohoi, acolo n-a avut probleme cu banii, cu naiba. Da, adică, păi cei de acolo n-au nici acum probleme cu banii. Au reușit să se salveze la retrogradare, asta da, e grozav. O știre foarte bună pentru Dorohoi. Da, Seme. Da, asta m-ați întrebat de rău. Da, a venit pe la mine, m-a întrebat de cum sunt. I-am spus că sunt bine, nu am nimic cu el, i-am spus chiar a venit. Da, după aia am ieșit la stadion, a fost o ieșire a lui și s-a întâmplat. Sunt ghinion de-a tot. Sunt ghinion de-al meu care... Bun, vreau să spun că... faza în sine vorba ta, chiar n-avem ce da, comenta, ce descoperi în plus, a fost, ca să spun așa, cred că dacă era și în, nu știu dacă nu cumva era chiar și în suprafața de protecție a portarului, adică... No, nu, era 6 metri, era la 10 metri, dar la 10 metri. Ce mi-a povestit mie imediat după meci, da, mi-a zis că nici nu l-a văzut. E paminant, dar fiind mare, da, mi-a apărut pe după el, nici da, nu l-a văzut pe Seme, l-a văzut doar pe... Eu am văzut să respin mingea și n-am mai respins mingea. Da, nici nu l-a văzut, Seme da, a apărut imediat da, după el. Uite, un meci cu Cântec care până la urmă, da, puteam, cred că, să dăm și respectiva înștiințare din partea, da, am impresia că am avut la știri în științare din partea poliției vis-a-vis de acel meci care, repet, eu și pe ăla îl văd ca că am zis, în loc să fi tras toți la aceeași căruță, deci și meciul no, ăla, deci de, pe lângă... Nu cred. A fost și el și-a pus un pic cu amprenta asupra băieților, dar asupra hai să ne gândim de exemplu după jocul cu Berceniu, da? Am jucat cu Bacău. Da. Da, a bătut 2-0 iar cei de la Bacău au dat un șut la poartă și am avut nenumărate ocazii. Că acum în două meciuri sunt în 7 goluri. Dar după aia ți-a venit meciul cu voluntariul de acasă. Apoi a venit meciul cu voluntariul în care, din punctul meu de vedere, eu zic că am fost peste ei la toate capitolele. Am jucat mult mai bine decât ei. Am avut ocazii, am avut bară, am avut faza aia controversată care... Ce controversat? Am avut 11 metri care nu ne-a dat. Deci asta e un rezultat da, din punctul meu de vedere. Sigur. Și de acolo, v-am zis, de acolo consider eu că s-a rupt tot la echipă. Adică de acolo a picat toată motivația. Atunci, dacă îi băteam pe ei, treceam iar la 4 puncte, hai că să mai încercăm să aproape, promovăm da, și erau... Da. 4 meciuri mai avem până la finalul campionatului. Da. 4 meciuri. Patru meciuri amicale. Da. Sâmbătă la voluntari echipă promovată. Ei, nu, că dacă speră, mergem și încurcăm. Sper, etapă de etapă, cum v-a zis și la conferința de presă, sper să apară acel declic, să reușim să câștigăm un meci. Asta nu depinde decât de ei, nu depinde nici de mine, nici de nimeni. Depinde doar de ei să mobilizeze, să putem câștiga un meci. Pentru că asta discut cu ei de 3 săptămâni. Trebuie să ne mobilizăm, să putem câștiga un meci, pentru că mulți și-au pierdut încrederea în ei, după cum îi văd eu. Și au pierdut practic încrederea în ei, ținând cont de atâtea rezultate nefavorabile, atâtea înfrângeri, nu mai au încredere în ei. De aia apar și atâtea greșeli personale, acasă, dacă ce stăm mai, să ne gândim la cu Academica și cu Brăila. Și în deplasare la voluntari și ultima etapă la Buzău. Dacă stau să mă gândesc, de exemplu, la meciul la Bacău, am luat 4 goluri, 4 greșeli personale. Și atunci, asta spune totul. Dar, v-am zis, sper etapă de etapă să fac un joc bun, chiar să n-apară rezultatul, zic așa, să fie unul, de exemplu, nu, tragem puține speranțe, cu toate că eu cred că la voluntari vom face un joc bun. Și sper măcar să apară și... Bâs, nu sigur, pentru că jucăm cu o echipă practic promovată în Liga 1 și sper să se mobilizeze, să demonstreze și cine știe, poate pe vreunul dintre ei îl vede careva, îl văd cei de acolo și poate și îl doresc în echipă pentru sezonul viitor. Cu alte cuvinte, jocă de vodouă pentru ei. Sigur. Poate e o șansă și pentru ei. Jucăm în București, unde
Sunt mulți oameni de fotbal care vin la meciuri și e o șansă pentru ei, v-am zis, să-i vadă cineva și să plece la mai bine sau la Liga 1 sau mai sus sau la echipă de Liga 2 care își dorește promovarea sau care au, are condiții mai bune. Astăzi câți jucători ați avut la antrenament? Astăzi am avut vreo 17. E de bine, da. Sună bine, da? Da, am avut vreo 17, dar din ei tot. Vreo 3 au făcut alegare ușoară pentru că n-au făcut cu mingea pentru că tot au ceva probleme. Momentan nu o să-l am pe sâmbătă nici pe Plecanciuc, care nu și-a revenit. Sper să-și revină Gheorghiciuc până la jocul de sâmbătă. Cam ăștia sunt. Plecanciuc la un moment dat într-o conferință de presă, taman după meciul la Cântec, adică după ce s-a scris după acel meci, că meciul nu a fost practic cu Cântec, a fost pur și simplu, eu consider, până la proba contrarie și până acum mi-au fost oferite chiar argumente. A fost niciun meci cu Cântec tot sezonul. Păi nu, asta vreau să zic, niciun meci cu Cântec. Niciun meci din Cântec. M-am contrazis pe mine puțin și am zis, mai mult s-a scris că a fost cu Cântec. Meciul a fost... A fost o relaxare a jucătorilor. Toți jucătorii am fost relaxați. La meciul tur. Tur, când am luat bătaie. Deci am avut 2-0. Da. Deci am jucat extraordinar până în minutul 75. La 2-0 am avut... Cred că să facem 5-0, cred că am avut situații. Da, a avut Matei, a scăpat 2 contra 1 cu Bâlgu, din ce mi-aduc acum aminte. A scăpat 2 contra 1 cu Bâlgu, a vrut să dea la poartă în loc să dea, să dea pas lui Bâlgu să rămână singur cu portarul. A avut Bâlgu, a driblat portarul. La fel, în loc să dea un pas mai departe, a dat cu dreptul și a lovit-o prost. A avut Cernic, a vrut portarul să degajeze. Și a lovit-o greșit și i-a dat mingea în picior și a rămas singur cu portarul la 16 metri și a vrut să dea loc peste portar și i-a dat mingea în braț. Și apoi a primit primul gol și de la primul gol ei au prins elan, noi am început să ne tremure picioarele. Da. Și golul tăi... O pasă de 50 de metri. A dat Marin gol cu tibia. Cu tibia. O sări plecaciu cu el într-un duel cu Marin. Mingea a căzut între ei. Marin fiind cu fața la poartă, dar la poartă, dacă tipul s-a dus în plasa laterală, așa mergea mingea. Asta e fotbalul. Domnul Tudoranu, să ajungeți exact dacă ca domnul Buzoianu, să le aveți pe toate notate. Țineți minte cum am câștigat meciul cu Brăila. Da? De aici. Când ne-au condus și ne-au dominat tot meciul cap-coadă. Da, și cu execuția lui Sevin, cu dreptul, minutul 94, când eram cu omul minus, fără un atacant pe teren. Da. Vedeți? Asta așa de, sunt. Până la urmă, de asta e frumos. Acum, când am fost la Brăila, chiar ne spunea unul din conducătorii lor, dacă îi pare ceva rău din sezonul ăsta, îi pare rău după punctul la Suceava. Asta vreau să spun, că la un moment dat Plecanciuc s-a exprimat într-una din conferințele de presă, a spus că oameni buni, dacă ni se spune că facem atâta, eu vă spun sincer, mie parcă nu mai vine să mai joc pentru Suceava, Sucevean fiind. Da, așa e. Dacă... Dați seama că și băieții când știi că joci pe teren, nu se întâmplă nimic și apară asemenea discuții. Vă dați seama, au și ei prieteni, au cunoștințe, rude, toată lumea îi sună, întreabă, bă, ce cu voi, ce faceți, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, ce se întâmplă. Da. Păcat! Păcat că apară asemenea discuții din nimic, practic. Pentru că dacă au fost tot sezonul ăsta, de la meciul ăla în continuu discuții și discuții și discuții, blat cu ăla, blat cu aia, blat cu aia, toată lumea face blat cu noi. Da, dar să vină cineva cu la concret. La cât forfotești acum ADN-ul, eu mă gândesc că... Să vină cineva concret să-mi arate ceva, că am făcut ceva. Prostii, doar prostii. Da, uite, exact o chestie genul ăsta. Nu s-a votat în Consiliul Local încă de săptămâna trecută. Dom'le, că am auzit că n-ar fi lucrurile în regulă la fotbal. Să aducă ceva, o dovadă sigură, da, clară. E pe vorbe, da? E pe vorbe. Dom'le, am auzit că... Păi așa, hai să nu votăm. Să vă zic, așa a fost și meciul de la Berceni, care tot ziariștii noștri, că bă, sigur. Și chiar cu Tede eram la conferință când am zis, mă, să aduc o dovadă. Și ați văzut că s-a dovedit că nu a fost nimic. S-a văzut că nu a fost nimic. A fost o neatenție de-a noastră la meciul de la Berceni. Am avut 2-0, am jucat bine, încă 5 ocazii. Ei ne-au dat, după aia, n-am fost noi concentrați, ne-au dat 3 goluri din minutul 80. În 10 minute ne-au dat 3 goluri.
Se întâmplă, cum am bătut și noi, cum a zis Ted, cum am câștigat cu Brăila. Cine mai credea că revenim? A avut Brăila 1-0 și noi am bătut cu 2-1. Când am dat golul în minutul 94. Cine mai credea că revenim? O, da. Așa. Bun. Ce mai vreau să aflu? În primul și în primul rând, deci repet, mă bucur că te văd întreg și sănătos aici. Da. Care e prognosticul? Bă, că ție îndată scoate bublima. Spun acum, da. De joi am iarăși analize. Am să merg la domnul doctor să-l întreb cum sunt, că de fiecare dată când am ceva, eu îl sun pe domnul doctor. Am înțeles. Îl întreb de fiecare dată ce trebuie să iau, vitamine, pastile, ce iau, ce... Păi dacă, bă, cât ai luat? O lună de zile ai luat antibiotice, nu? Da, 3 săptămâni am stat în spital numai cu antibiotice. Și când am ajuns acasă, mi-a dat domnul doctor numai din plante, pastile din plante de astea, exact pentru ce am eu nevoie, nu mi-a mai dat antibiotice. Da. Și când e ceva, când mă doare ceva, îl sun și îmi zice, ba să trec pe la el, ba. Și acum, joi, am să merg... Dimineața merg la tot la spital, la Sinevo, fac analizele. După amiază sau cum mă răspunde, că na, nu de fiecare dată pot să vorbească domnul doctor, poate în operație sau el îmi trimite un mesaj și îmi spune, auzi, după mâine pot să merg la ambulator sau ceva. Și joi fac analizele și am să merg la domnul doctor să dea dezlegare pentru fotbal. Da, să-l întreb când pot să încep și eu, că chiar că doresc să încep. Acum... E foarte rău, zice, domne, altceva nu știu să fac, asta știu să fac. Dar ce se întâmplă? Totuși, operația, fie vorba între noi, e cumplită, da? Și felul în care s-a petrecut foarte, foarte din scurt și cu complicațiile care au fost și cu toate alea. Deci operația este foarte grea, iar un organism tânăr are nevoie de o perioadă mai lungă pentru a se închega acolo totul la interior. Ce a spus? Mai ai vreo șansă să mai intri pe teren? Oricum, domnul doctor mi-a zis și după operație, că a venit și a mai vorbit cu mine în salon și mi-a zis că am avut mare noroc, că am fost sportiv și că am avut organismul bun. De, gândiți-vă că m-am operat, am 19 copi sau 18 copi pe burtă. Și mi-a scos toată infecția din corp și l-a văzut cum eram înăuntru. Da, da, da. Mi-a zis că am avut noroc, că am avut organismul bun, că dacă nu, acum nu mai vorbeam la emisiune. Așa mi-a zis, eu vă spun ce mi-a zis, da. Joi am să merg la domnul doctor, am să-l întreb când pot să încep. Numai că, din punctul meu de vedere, sunt puțin slăbit. Am făcut 10 kg, am slăbit 10 kg, nu sunt eu și mâine aș vrea să mă duc să alerg puțin pe teren, dar nu mă simt eu în stare. Plus regimul care câte, mi-a dat... Câte kilograme ai avut în momentul maxim de descreștere? Deci eu când jucam, chiar mai făceam cântarul cu Teddy și cu John, cu... Așa aveam 63. Și când m-am cântărit acum 3 săptămâni, nu, acum 2 săptămâni, când m-am dus și m-am cântărit să văd eu pentru mine, 53. 10 kilograme. Și de asta zic că nu sunt eu în forțele proprii cum eram eu înainte. Acum să fac analizele joi și am să-l întreb când mă lasă măcar revin, să pot să fac o alergare. Nu are stare. Dar asta îl văd. Chiar toată săptămâna. Chiar mă bucur îmi doresc să intre cât mai repede, să reintre în circuit, pentru că îl văd că trăiește cu plăcere fotbal și cred că este un exemplu foarte bun pentru foarte mulți, pentru că puțini din sportivii care ajung la o anumită valoare înțeleg să vină și să mai joace pentru orașul care i-a lansat, orașul în care s-au născut. Adică nu mulți sunt cei care ajung undeva sus și după aia știi foarte bine, ai avut oferte mult mai bune plecat, pentru... Știi, și Ted și... Am avut oferte și Constanța, Bacău, am avut-o, dar am rămas acasă, am zis aia, să rămân acasă, că e mai bine acasă. Da, dar e mai bine acasă, dar tot mai bine e unde se câștigă mai binișor, știi? Că îți faci acasă unde vrei tu. Eu de asta am apreciat foarte mult ceea ce ai făcut și tocmai de aia cred că dintr-o anumită perspectivă și publicul te recunoaște și îți recunoaște meritele în momentul în care intri pe teren. Adică cel puțin eu așa am văzut, nu puțin fiind cei care chiar reacționează inclusiv la... Am văzut nu de puține ori situații de genul
simțeai că poți să întorci meciul, cereai sprijinul publicului și te ascultau repede, adică înțelegeau să facă echipă cu cei din teren. Da. Da. Asta e, e cât se poate de în regulă. Așa ca pe final de, de emisiune, aș vrea să-mi spuneți din realism vorbind, câte, unde, unde credeți că putem să mai câștigăm un meci acasă, mai, mai facem vreo câteva puncte, reușiți să-i ambiționați pe băieți, asta ca să vă mai tăiați din... Eu... Că vă că luați și pe Seme pe acolo, pe la antrenament. Hai, poate îi motivezi tu. Seme, bine în permanență, pentru că vă dați seama, după atâta timp pe, pe stadion, cred că e și greu să, să stai în casă. V-am zis și vă repet, etapă de etapă, sper să, să apară acel declic și să reușim să câștigăm un joc. Eu cred că dacă vom reuși să facem un joc bun, să câștigăm un joc, putem câștiga tot până la finalul campionatului, pentru că valoare au. Știm, sunt aceiași care au fost și în tur, marea majoritate, chiar dacă absențele astea care sunt își spun cuvântul, eu zic că cei care... Ei făceau față, îi țineau în priză pe... Da, primii. Clar, mai ales Seme, știți cum era la meciul, că îl vedeați tot timpul cu gura pe ei, contează foarte mult. Plus că, adică numai el n-a mai dat o centrare din partea stângă. Da, da, eu v-am zis, sper etapă de etapă să, să reușim să facem un joc bun și eu cred că dacă vom reuși să facem un joc bun, vom reuși să câștigăm până la final. Dar una peste alta, în primul rând vreau să-mi cer scuze tuturor suporterilor, acestei galerii minunate care ne-a susținut meci de meci, necondiționat, și suporterilor și celor care iubesc echipa asta și iubesc fotbalul pentru rezultatele astea proaste. Și v-am zis, sper că din vară, poate, probabil va fi alt antrenor, probabil unii dintre ei nu vor mai fi nici ei la echipă, sper să se facă din nou un grup, cum a fost cel din turul de campionat, să fie din nou rezultate, iar lumea să vină din nou, cum a fost în turul de campionat, să vină multă lume la stadion și să joci cu 2-3 mii de spectatori, pentru că atunci e satisfacția cea mai mare. Și eu zic că în turul de campionat a fost foarte bine, chiar și cu rezultatele cele din cupă, am reușit să scoatem gaz metal. De asta am uitat să, să vorbim. Adică am reușit și cu Petrolul, chiar dacă, dacă ne-au eliminat, am ieșit cu fruntea sus, zicem așa, am reușit să înscriem de două ori și... E adevărat ce am auzit eu, că la pauză cel la Petrol au zis, hai să le mai dăm repede un gol la ăștia, că, că ne fac... Că aleargă, da. Hai că ne fac țăranii ăștia. Hai că aleargă țăranii ăștia, hai să le dăm un gol că aleargă țăranii ăștia. Da. Și atunci Petrolul era, adică, i-a schinuit un pic și au luat un pic frica. Deci, eu sper ca și la anul să fie... Sper în primul rând să aprobe bugetul ca echipa să continue, iar la anul să fie, să facă din nou un grup, pentru că asta contează cel mai mult, grupul să fie unit, să fie rezultatele apar imediat. Dacă este liniște la echipă și lucrurile sunt în regulă, rezultatele apar imediat. Și s-a văzut în turul de campionat cum rezultate au fost și cu jucători, v-am zis, marea majoritate sunt cei de-a noștri. Da, că tot veni vorba de Velescu, de când? Nu știu dacă, de ce îi fac alergări ușoare și Velescu și Băgu, dar vă dați seama că în situația în care suntem greu și lor să intre. Ați înțeles? Nu, mai bine decât nici, să... Nici nu și-ar dori să riște, pentru că încă nu sunt 100%. Vii după o perioadă de asta, riști, să faci din nou o ruptură, o întindere, și iar stai o perioadă și atunci nu are rost. Din ce am discutat cu ei, preferă să continue alergările, să facă alergare ușoară până la sfârșit, să-și intre cât de cât în ritm până la sfârșitul campionatului, iar apoi în vară, când va începe perioada de pregătire, să fie apt 100% și să se poată conta pe ei. Am înțeles. Nu, pe asta era întrebarea, dacă din vară ne putem baza. Da, din sigur. Din ce Velescu, noastră Bugu, cu medicul, bănuiesc că domnul Semeghin, ce facem? Eu, cum știu pe Seme, cred că în momentul când echipa va începe pregătirea de vară, dar v-am zis, dacă se va continua activitatea și echipa va începe pregătirea de vară, cum știu pe Seme ambițios și felul lui de a fi, eu cred că Seme va fi pe teren.
va fi acolo. Acum, da. Cu spus, precauție, cu grijă. Depinde că... și de, de ce îi spun, de analizele care le face, de ce îi spun doctorii. Dacă va avea permisiunea doctorului, sunt sigur că va fi pe teren. Am înțeles. Seme, ce-ți dorești tu? Eu, în primul rând, îmi doresc să mă fac bine, ca asta. Să mă fac bine și să revin cât mai repede pe teren. Asta îmi doresc. La cum te, cum știai tu înainte că îți răspundea organismul, cam în cât timp crezi că ai putea să fii din nou la formă maximă? Bine, cu mica toleranță că nu ești la medic, forma nu maximă? Știi exact. V-am zis, prima dată să mă lase domnul doctor să încep ușor, ușor alergările, că eu n-am făcut, am două luni și ceva, n-am făcut nimic, 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 nimic. Numai dorm, mănânc, numai da. Că mâncare mai puțină, că nu am voie. Da. Asta zic, să revin din vară, să fac o să facem o pregătire bună, să fac o pregătire bună și să fiu parametri cum știu eu, cum eram înainte de a mă lovi. Și asta vreau să zic, să mă fac bine și să încep să începem și noi campionatul următor, dacă o mai să nu se întâmple ceva. Uite, eu am aruncat o vorbă. Bun, de fapt nu eu am inventat-o, dar asta cu dacă și dacă și dacă. Eu nu merg pe partea pozitivă, că toate vor funcționa, că al nostru Consiliul Local va înțelege să sprijine în continuare sportul, așa cum e și normal. Bașca, măcar prin prisma faptului că ar trebui să nu mai plece urechile la orice, ar trebui să țină cont și de acei suporteri care au venit în fața primăriei. De fapt, susținătorii ai fotbalului sunt mult mai mulți decât cei 30, din ce am înțeles, conform ziarului Monitor. Cei 6.000 care au fost cu... Păi gaz metan, ori eu cred că e normal ca autoritățile, administrația locală să sprijine sportul și cred că face parte din natural, din normal, repet, nu e un favor, nu e ceva. Iar genul de oameni care au fost implicați în această echipă, cum ei știm foarte bine, în mod special începând cu Gabi, care a preluat pe piept, ca să spunem așa, această, că nu e afacere, această piatră de moară până la urmă, eu cred că ar trebui măcar priviți cu ceea ce merită și anume cu respect, pentru că până la urmă fac niște eforturi. Eu sper ca lucrurile să se așeze într-un normal și să funcționeze corect, pentru că avem, s-a dovedit în turul de campionat, cu oareși ce liniște financiară, cu două, trei plombe de sportiv pe care, sau de profil de sportiv pe care, din păcate, noi am crescut aici la Suceava sau nu putem să-i folosim în momentul de față, putem face o echipă competitivă la nivelul Ligii a doua, fără nicio problemă. De Liga întâi, puțin tăl mai încolo, discutăm, deși dacă am face exerciții de alea, știi... Și anul ăsta, dacă stăm și ne gândim, suntem pe locul 4, chiar cu șanse încă sunt șanse pentru locul 3, eu zic că e un sezon bun. Chiar dacă au apărut rezultatele astea negative. Dom'le, pe total... Au fost de așa manieră. Noi am pierdut contactul cu posibilitatea de a accede în prima ligă. Pentru că dacă n-ar fi fost și... După cum ai spus, acolo o ruptură, eu văd o altă ruptură, mai e o ruptură din partea asta. A fost că se poate declar că noi nu ne-am pregătit pentru promovarea în prima ligă. Da? Nu a fost niciodată discuție de așa ceva. Fim. În schimb, rezultatele pe care le-am obținut până la un anumit moment dat ne îndreptățeau să mirosim puțin, să ne facem niște visuri. Da? Da. N-a fost să fie asta da, e, dar, din păcate... V-am zis, una peste alta, tot sezonul, dacă stăm să ne uităm la tot sezonul cap-coap, eu zic că e un sezon reușit, un sezon bun. Da. Al echipei și e o performanță, cred că, pentru noi și pentru orașul nostru, că să reușești să termin... Clasarea pe locul... De ce nu 3? Da. Locul 3-4, da, că poți să termini pe 3. Bineînțeles, v-am zis, sunt condițiile... Iarăși a unor orașe puternice, da? Sunt condițiile în care le avem. Asta nu trebuie uitat la toate condițiile financiare, de antrenament, tot, absolut, cap, poadă, tot ce avem, eu zic că e o realizare. Eu sper că acel proiect care am înțeles că președintele JFS-ul Suceava, Ciprian Anton,
a venit cu el înspre propunere către Consiliul Local să fie acceptat, pentru că asta ar presupune crearea încă unor antrenamente, terenuri de antrenament, da? Deci acel proiect de va se constitui la liceu program sportiv, un centru de excelență pentru juniori. Asta înseamnă că Federația Română de Fotbal oferă banii pentru a se crea infrastructura pentru antrenamente, terenuri de fotbal și așa mai departe. Eu cred că dacă și acel proiect va trece și lucrurile se vor așeza pe un anumit făgaș normal la echipă, eu cred că vom fi îndreptățiți cu puțin calm și o gestionare bună a lucrurilor să ne putem propune o promovare peste 2-3 anișori. Eu cel puțin așa văd lucrurile, pentru că nu poți să te apuci să emiți pretenții de promovare peste noapte, că doar dacă ai foarte mulți bani. Și niciodată la Suceava n-au fost foarte mulți bani. Așa. Dar cu ceea ce oferă zona, potențialul pe care îl avem la capitolul sportiv, eu cred că putem să ne vedem liniștiți de Liga a doua și să facem legea în Liga a doua, pentru că asta putem să o facem. Nu sunt, cred că, foarte departe de realitate când spun lucrurile astea, dar, repet, trebuie să ne înhămăm așa, să tragem ușurel toți la aceeași căruță. Și tocmai de aia, dacă eu îmi doresc ceva pe finalul acestei emisiuni, e să transmit acest mesaj cât se poate de clar, de înțelegere în adevăratul sens al cuvântului, ce înseamnă votul din Consiliul Local pentru acordarea banilor pentru sportul local. Adică nu cred că discutăm aici de cine știe ce mega avantaje sau cine știe ce s-o întâmpla departe de realitate asemenea gânduri. Bun, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes în ultimele etape, poate reușiți să schimbați cursul ăsta de rezultate mai puțin bune, iar ție seame însănătoșire grabnică și cât mai repede înapoi pe teren. Mulțumesc mult! Stimați respectatori, atât pentru această ediție a emisiunii Bucovina Sport Action, până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.